Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va sărbători joi împlinirea vârstei de 70 de ani. Cu această ocazie, biroul de presă al Patriarhiei Române a transmis astăzi un comunicat referitor la desfășurarea evenimentelor aniversare. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va oficia Sfânta Liturghie marți, 20 iulie 2021, în ziua de cinstire a Sfântului și Slăvitului proroc Ilie, în paraclisul cu același hram din reședința patriarhală, deoarece prefericirea sa a primit la Sfântul Botez numele Ilie, Dan Ilie. Miercuri, 21 iulie 2021, în Palatul Patriarhiei, vor avea loc slujba de Tedeum și ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În ziua de joi, 22 iulie 2021, la altarul de vară al Catedralei Patriarhale, va fi săvârșită o slujbă de Tedeum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, a prefericitului Părinte Patriarh Daniel și asupra ierarhilor, clericilor, monahilor și credincioșilor mireni. La finalul acestei slujbe se va citi actul aniversar al Sfântului Sinod la împlinirea vârstei de 70 de ani ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După aceste momente liturgice, se va desfășura în sala Aula Magna din Palatul Patriarhiei un moment aniversar, în timpul căruia vor fi prezentate mesajele din partea autorităților de stat, precum și din partea altor instituții publice. În încheiere, vor fi prezentate un volum și un film aniversar. Mesajele de felicitare cu ocazia aniversării zilei de naștere a Patriarhului României pot fi înmânate direct la Cabinetul Patriarhal sau trimise la adresa de e-mail cabinet.patriarhal@patriarhia.ro ori la numărul de fax 021 406 7162.